7 scafandri de la Serviciul Public Salvamont Cluj au reluat astăzi căutările pe lacul Beliș, unde se presupune că ar fi căzut sâmbătă directorul APIA Cluj, Adrian Zaharia. Salvamontiștii clujeni acționează cu ajutorul la 2 bărci și 2 sonare. Echipajul Salvamont a mai informat că pe malul drept al lacului a găsit o pereche de șlapi, recunoscuți ulterior de aparținători ca fiind ai persoanei dispărute. Și echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență sunt implicate în continuare în căutarea directorului APIA Cluj. Acestea vor primi în perioada următoare ajutor și din partea altor instituții. Acțiunile de căutare vor fi sprijinite de către structuri din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Rămâne să vă anunțăm în momentul în care acestea vor sosi și vor... efectiv prezente în acțiunile de căutare. Reprezentantul ISO afirmă că scafandrii Ministerului Apărării vor putea să se scufunde și în zone ale lacului, care au adâncimi mai mari de 40 de metri. În cursul zilei de luni, autoritățile au fost nevoite să suspende căutările din cauza vremii nefavorabile. Directorul APIA Cluj, Adrian Zaharia, ar fi căzut sâmbătă dintr-o embarcațiune de mici dimensiuni în timpul unei ieșiri de agrement pe lacul Beliș-Fântânele. Adrian Zaharia, în vârstă de 40 de ani, deține o casă de vacanță pe malul lacului Beliș.